Gabriela Adriana. 7, Logano Andrea. 8, 9, Romeiu Cetazul Dorotora. 15, Aparelic Iani. Amelor echipei Ionuș și Valu. Și Andrei Stoicuț. CSM Târgumeș. 1, Nevodar Andrea. 2, Orsa Adriana. 5, 3, Sifu Adel. 4, Oceșoara.
Consiliul de not didactic din Focșani, Consiliul Județean Brancea, de la ziua a doua Cupei României la polo feminin, polo pe apă, cum observați și dumneavoastră, Suzuki, așa se intitulează acest campionat, această companie, de fapt ca și campionatul național de polo feminin, în această primă partidă a celei de-a doua zile a turneului de la Focșani. Steaua București acum în atac, atacă de la dreapta spre stânga, și CSM Târgu Mureș. Minge pentru CSM Târgu Mureș, 0-0 în echipe. CSM Târgu Mureș cu cască albă în atac în acest moment. De la stânga la dreapta, foul pentru CSM Târgu Mureș. Aruncare la poartă și apărea portarul Togănel. O cercare acum. Iată și echipa CSM Târgu Mureș. Nevodar, Andreea Orza, Adriana Sifo, Adel, Coșii și Ioana, Maier, Andreea Mureșan, Beatrice Bereș, Orsolia, Sâbu, Francesca și Covaci, Adrian. Atac al Stelei. A scris Șerbonescu Ana pentru Steaua. Rezultatele de ieri și partidele de astăzi, inclusiv partidele de mâine, în ultima zi a turneului, le găsiți pe Sportul de Vrancea, pe Facebook. Acum în direct, cu Mureș, se apără. Portarul Togănel. 1-0. Mult efort la nivelul apei. Și minge la portarul Togănel. Și aruncare puternică, 2-0, înscrie pentru Steaua Crăjului. 0, tabela electronică a bazinului de not din Focșani arată deja pentru Steaua. Atacă CSM Târgu Mureș. Casca albă. Aruncare cu apa. Din nou Steaua în atac. Merge pe partea dreaptă. Ratează. Târgu Mureș în atac. Dreaptă. Prin Segalmi Cristina, 3-0, minutul. Ia
iată cum se desprinde Steaua în această partidă, încă de la începutul ei. Târgu Mureș încearcă să marcheze primul gol, să spargă gheața, cum s-ar spune. Dar fetele de la Târgu Mureș au avut doar două șuturi slăbuțe. Gol! Târgu Mureș de la mare distanță. 3-1 pentru Steaua, atacă Steaua. Suzuki la Polo pe apă, în ceta sigur pe harta Europei, putem spune și la Polo masculin, dar de data asta la Polo feminin pentru Steaua. 4-1 Steaua, ți-au zis dumneavoastră, trainicul bazinului de not didactic de la Focșeni, o competiție organizată de Federația Română de Polo împreună cu Consiliul Județean Vrancea. Proprietarul bazinului de not didactic de la Focșeni, bazin nou, ultramodern, probabil să găzduiască competiții pe partea stângă. Și o aruncare peste poartă, din păcate mingea este a Stelei. Mulțumim doamne profesoare Mirela Lazar, a ajutat, întâlnesc în final forul Cupei României de la Focșeni. Atacă Steaua 4-1 cu Târgu Mureș. Bară. Din nou Steaua în atac. Un gol frumos. Tăriți. Pauză. Cinci la unu, a început Târgu Mureș și casca albă, casca albastră Steaua. În a doua partidă de la 18. Când joacă Dinamo cu Rapid la orice sport, e spectacol, mai ales că și băieții fac. Înscrie Piedomonte Ioana.
Steaua de la începutul partidei se partidă. Ieri Steaua 5 și strânse, dar sunt și meciuri cu diferențe foarte mari de scor, cum a fost cel de ieri dintre Rapid și Târgu Mureș, 32-10, ceea ce se anunță și astăzi în partida cu Steaua, 6-1 de joc cu Steaua. Minute durează o repriză la Polo. E repriza a doua, 1 și 50 de secunde, atacă Steaua acum. 7-1 pentru Steaua. Din nou pie la numărul 2. Centru Sâbu Francesca la minte pasează lui Sifo Adel stângă prin Șerbănescu Ana Șerbănescu și înscrie Șerbănescu 8-1, repriza a doua, mai sunt 4 minute și 10 secunde. Antrenorii celor două echipe la Târgu Mureș, care acum se află în atac, Ispir Cristian, iar la Steaua Ionuț Cizmaru și Andrei Stoicuț. Atacă CSN Târgu Mureș acum în repriza a doua pentru Steaua. Minge pe partea dreaptă și gol. Da, Sandru. Repriza a doua pentru Steaua, în întâlnirea cu CSM Târgu Mureș, aici la Focșeni, în Final Four-ul Cupei României Suzuki, la Polo Feminin. Stângă, dar departe de poartă lui Togănel, minge pierdută de Târgu Mureș, pregătesc atacul Steaua. O pasă lungă pe partea dreaptă pentru Vâlcu. Profităm de o ocazie și urăm și noi Șerbănescu Ana, 10-1. Mureș cu cască albă. Greu să reușești să înscrie în poarta Stelei. 10-1 conduce Steaua. O pasă pe contraatac pentru Ana Șerbănescu. Ana Șerbănescu aproape de poarta echipei în Târgu Mureș.
Venim cu repriza a treia dintre CSV Târgu Mureș și Casca Albă, acum în atac. Fetele de la Târgu Mureș și Steaua București, Casca Albastră. Steaua București conduce deja după două reprize cu 13-1, scor care ne scute. Dar savurăm sportiv. Urmează partida Dinamo Rapid. Partida extraordinară. Deja fetele de la Dinamo sunt la încălzire. Le prezentăm în prim plan acum. Dinamo e la încălzire. Iar în bazin, Steaua la mingea ta atacă în centru. Și șut, gol. 14-1. Conduce detașat. Pentru Steaua. Poate partida următoare va fi mai echilibrată. În orice caz, Rapidul ieri a mare de scor cu CSV Târgu Mureș. Echipele cu pretenții la câștigarea Cupei României
la Polo Feminin Suzuki 2022, de aici la turneul Final Four-ului care se desfășoară la Focșani în Franța, România. CDVTV, mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, care poartă numele de Constantin și Elena. Gol Steaua, 15-1. Atacă CSM Târgu Mureș. Crăjmaru.
Ați auzit și dumneavoastră, 21 la Steaua, acum la finalul revizia a treia, mai sunt 4 secunde. Atacă Târgu Mureș, care a reușit să înscrie două reprize. De secunde, șut puternic pentru Sandu Andra, care înscrie 22 la 2. Atac, dar pressing foarte bun făcut de Sandu. Faul Steaua și aruncă.
în repriza a patra. Time-out solicitat de antrenorul echipei din Târgu Mureș, Ispir Cristian. Fetele de la Târgu Mureș, casca albă. Acum un time-out. Gol Târgu Mureș. Fetele de la Târgu Mureș la 3 goluri. Ispir. Atacă Steaua. ...22-3 pentru Steaua în întâlnirea cu CSM Târgu Mureș. Steaua, casca albastră, acum un atac și gol. Înscrie Hazu Teodora. 23-3. Avem azi de Constantin Șelene, echipa de fotbal pe terenul 2, Milcovul. Ei vedeți, vă băieți, după victoria de ieri, cu 3-1, împotriva Aerostarului din Bacău, băieții aleargă și azi pentru barajul de promovare în Liga a doua. Vor la treabă, băieți, revenind la fete în bazin. Portarul lichid din Târgu Mureș. Înscrie Vâlcu Adina. Pentru Pastea, 10,
Ultimele 40 de secunde din acum un atac cască albastră și 29-3 pentru Steaua. Final de meci. A apărat și ea cât a putut Andreea, dar avalanșa de goluri a Stelei n-a putut fi oprită. 29-3, mai sunt 34 de secunde. Un meci la discreția stelistelor și urmează Rapid Dinamo. Șapte secunde. 5 secunde și minge pentru Târgu Mureș. Va înscrie Târgu Mureș în 5 secunde. Nu. Mai rămas o secundă. Stele. Aruncare probabil, dar s-a...
Doamnelor, domnișilor și domnilor, revenim în direct de aici, de la bazinul de not didactic de la Focșani. Se pregătește începerea celei de-a doua partide a zilei de astăzi. E Rapid în partea stângă și Dinamo. Primele sunt fetele de la Dinamo Alb-Roșu, care vin la arbitrii partidei de astăzi. Iată pe jucătoarele echipei CS Dinamo București, prezente la Focșani, în Final Four-ul Cupei României de Polo Feminin, Suzuki și echipa Rapid, care ieri, în prima zi, a făcut o partidă extraordinară, câștigând la scor. Cum vă spuneam și în prima partidă a zilei de astăzi, Steaua a câștigat la o diferență foarte mare partida cu CS Târgu Mureș. În cele de la Vecea se întâlnesc echipele Dinamo București, Vecea de culoare albastră și la Rapid București, Vecea de culoare albă. Vă prezentă cele două echipe. Echipa Dinamo, numărul 1, Iliescu Tereza, 2, Dumitru Pianda, 3, Mendiciu Anastasia, 4, Paula Marciuchiana, 5, Sinicita Mila Adelina, 6, Tatiana Maria, 11, Galinia Sabina, 11, Chiru Patricia, 13, Jesca Maria, Antonio Ritupe, Mirciu Gardini, echipa Rapid București, Vecea de culoare albă, 1, Șercu Iulia, 2, Savu Chira, 3, Tot Iohana, 4, Lapos Nicolet, 5, Lăcaia Marina, 6, Sibiu Fluria, 7, Bunea Anca, 8, Bunea Deva, 9, Sarovia Scatina, 10, Lazar Mianca, 11, Catros Catania, 11, Ceaciu Olimia, 13, Elisa Matilde, Antonio Rusu Deva, 10, Catros Catania, 10, Vitor Ferenc, Vitor Mureși, și Bărănescu Mihai,
Doamnelor și domnilor, Viorel Păzan, SDBTV și UMOSER și Viorel Internațional, partenerii oficiali ai SDBTV, vă invită să urmăriți partida a doua zilei de astăzi. Rapid Dinamo, Rapid în partea stângă, atacă de la stânga la dreapta. Partida începută cu o mică întârziere, în loc de 18:30, începe la și 3. Un șut de la distanță. De la distanță, atacă Rapid. O echipă care era câștigată la un scor foarte mare. Nu, apără. Trimite balonul jucătoarei Danilina, Sabina. Conduce mingea prima Steaua în prima partidă, a câștigat la un scor foarte mare în față de Târgu Mureș. Amănunte găsiți pe ziarul Sportul de Vrancea pe Facebook și gol Dinamo. Atac Rapid. Casca albă Rapid. Dinamo recupera roșu cu alb. Recuperarea Dinamo este faultată. Mermiciu conduce balonul. Pas în centru. Matei Alexia la. Dremul Tamar. Faultat. Constanta Gabi, o eliminare la Rapid. Dinamo, bară, gol, îl scrie Melniciuc, 2-0. De astăzi, de la finala Forul Cupei României de Polo Feminin, Suzuki. Sponsor oficial al Focșianului, din nou, gazda unei competiții de mare anvergură naționale. Cele mai bune echipe de polo din România. Reportarul. Vorzmețca, portarul, ea este portarul echipei Dinamo și acum Dinamo recuperează Vortețca, aminge, portarul echipei lungă. Căutată Gramdabura. Atacă Dinamo, pentru Dinamo Melniciuc, pe dreapta, atacă Rapid. Bunea. În centru. Nu în centru. Să meți ca portarul Dinamo. Atacă Dinamo. Recuperează Rapid. Cu faul. Rămâne Rapid în atac. Pasează Rapidul. Pasă pe partea stângă, centru. Carlo Dinamo pasează pe partea stângă pe Matei Alexia, care conduce balonul spre poarta Rapidului. Miez rapidisele din apărare pe partea stângă. Poarta. Minge pentru Dinamo. A șutat pentru Rapid. Bunea pe lângă poartă. Dremul Tamar la minge. Tamara Dremul. Stânga. Nu e gol. Gamdramura, capitanul echipei, trimite mingea în bară. Atac Rapid pe partea dreaptă. Care
Schimbare la Dinamo. Filisteanu a intrat în bazin. Atacă Dinamo. Antrenorul echipei Rapid, rusul Eduard. Blocat, aruncat. Da. Fără discuții. Înscrie Rapid tot Iohana. 3-2, când mai sunt 36 secunde din prima repriză, atacă Dinamo. Matei. Atacă Dinamo pe partea dreaptă, pas în centru. 3-3. Mai sunt 13 secunde din prima repriză. Egalitate aici la Cupei României, la Polo Feminin Suzuki. 12 secunde. Faultează Alexia Matei. Bară, 2 secunde. Sfârșit de prima repriză. Rapid București și Dinamo București. Pauză. Rămâneți alături de CDVTV pentru 3 reprize. Spectatori mai mulți ca la primul meci. Focșenii, Brâncenii de pe apă. Iar pentru că aici au mai fost competiții de polo masculin, chiar și internaționale. Dar de data asta avem, iată, o competiție de polo feminin. Echipe de polo din România. Polo Suzuki. Repriza a doua, gata. 9 de minute, cu toate că a fost anunțată la 18:30. Arbitrii acestei partide vor da mingea pentru repriza a doua. Se cere schimbarea mingii. O minge direct în brațele. Start. Repriza a doua. Care ajunge prima la minge. Dinamo. Dinamo în repriza a doua. Înapoi, din nou pe dreapta. Fault. Scorul stabilit la sfârșitul primei reprize. Dinamo casca albă. De Rapid, acum un atac casca albă. Dinamo. Fault pentru Rapid. O minge fața porții Dinamo. Dinamo. București. Atacă Dinamo. Dinamo va reuși să producă surpriza. Se înscrie pentru cursa de Cupa României de la Focșani, care nu au putut să o păcălească pe porterița Rapidului. Și gol Rapid. Rapid a preluat conducerea. Filisteanu faultată. Gantra. E șut faultată. Melmiciuc acum pasează în centru lui Dremun. Bine și reușește să recupereze balonul. Conduc mingea. Vreaz mingea Dinamo. Alexia. Matei Alexia la
a lui Dani Lina, dar nouă păcălițe pe portețe Rapidului și contraatac Rapid acum pe centru. Bunea. La Bonț, dreapta și gol Rapid. Da, frumoasă combinația Rapidului. 6 la 3. Rapid. Pasează mai repede Rapidul, de aceea și reușește o circulație a mingii mult mai bună. Atacă Dinamo, Matei Alexia pe partea stângă, pasă în centru, Vinclu. Dinamo în atac. Matei Alexia. Pasă în centru. Și ciut peste poartă. La 3 Rapid, mai sunt 3 minute din a doua. Faul pentru Dinamo. Nu scrie Dinamo. Atac Rapid. Care pe lângă poarta dinamovistă. Antrenorul Nenciu Bertini își cheamă echipa la mare. Acest atac să se apropie. 6 la 3 pentru Rapid în repriza a doua. Centru. Nu scrie Dinamo. Lazar Bianca. Nu aruncă, pasează. Pentru Simion. Și apără portarul Dinamo, Zvor Țânescă. Un cască albă. Minge pierdută de Rapid. Nu, și apără portarul Dinamo. 30 de secunde. Atacă Dinamo. Și apără portarul Rapidului, rămâne Dinamo în atac. 14 la 3 pentru Rapid.
Câștigă mingea Dinamo, repriza a... Gran Tramura nu reușește să înscrie. Silișteanu de la Dinamo. Gol Dinamo. Înscrie Danilina Sabina. Tot Iohana, 7-3. Scris totul Rapid. Ieri a făcut o partidă foarte bună, Axial, un scor foarte mare. Rapid este în opinia sportului de Franța. Care acoperă România la 3, cum e repriza a 3-a. Și un șut al lui Dinamo peste poartă. Piciuca a aruncat. Aruncare peste poartă. Remon, pentru Dumitru, dar pierde Dinamo mingea. Prin Melniciuc recuperează Grandamura. Dumitru Tnâțcaia uite lung pe partea stângă de Dumitru. 7-4 pentru Rapid. Mai sunt 4 minute 25 de secunde. Repizat. Menciu Bertini. Recuperează foarte bine Zvornițca. Eliminare la Rapid. Un om mai puțin Rapid, Dinamo în atac. Ieri mingea jucătorului Dinamo contraatac Rapid. Foul Rapid rămâne la minge. Bună, bară bună. Eliminare numărul 8 de la Dinamo. Gran Tramura. De la 4 pe centru Gran Tramura și gol Dinamo.
un minut 16 secunde pentru Siliș. Dumitru. Care peste poartă, din păcate, a lui Gram Damura. Rămâne scorul 7-5, atacă rapid 40. Pasă pe stânga lui Labonț. Apără Rapidul. 7-5 pentru Rapid după începe ultima repriză, domnilor, domnișoare, domnilor, din întâlnirea a doua zilei de astăzi, dintre Rapid și Dinamo. Vedeți cine va câștiga mingea pentru ultima repriză. Rapidul. Dinamo a pierdut ieri. Va avea finala, probabil, mâine cu Steaua. Melniciuc. Dumit. Foul. Matei Alexia. Gam Dramura și 7-6 pentru Rapid. Dinamo se apropie la un gol. Atacă Rapid. Da, numărul 9 de la Dinamo este eliminare. Iulia Șerpu. Numărul de pe cască l-am confundat, 7. Se apără Rapidul acolo pe traseul mingii. După partea dreaptă, din nou bună. Mingii. Fault în atac făcut de se înscrie bună. Jucătoarea de mână stângă nu iartă nimic și de pe centru. Secunde din a... Se apără bine Rapid.
recuperați mingea. Minge pentru Dinamo. Trei minute. Prează mingea rapidistele nou. Riso Matilde, portarul Rapidului, le-a făcut semnul colegilor. Calm, calm. Recunde. Gol. Nou blocată Dinamo. Apărarea foarte, foarte bună a echipei Rapidului contra din atac. Atacă Dinamo. Nelmiciuc. Apără portarul Rapidului, extraordinar. Riso Matilde, contraatac. Bunea. Este faultată Bunea. Un minut și 3 secunde. Nu cred că mai poate pierde această partidă. Rapid va juca finala mâine cu Steaua. Partidele de mâine, Dinamo, Târgu Mureș și Steaua Rapid la finul. Secunde, Dinamo ezită să arunce. Până la urmă ia o decizie. Jucătorul nu reușește să înscrie. Cerem un timeout cu 10 secunde înaintea frâului final. Rosu Eduard. Relaxeze puțin fetele. Le-a mai dat un timp de respiro și se știe cine este. Va înscrie Rapidul gol 11. Golul diferență.